minute sunteți cu Deșteptarea la Europa FM. S-au încheiat Oscarurile, o ediție, ce să zic, oarecum surprinzătoare. Ați auzit la știri care sunt mari câștigători. Poate că ați văzut unele dintre filmele premiate. Poate că abia urmează, mă rog, mai vedem noi cum va fi. Dar momentul despre care vorbește toată lumea e cel în care Will Smith, aparent enervat de glumele lui Chris Rock, care prezenta, un comedian, mă rog, s-a dus pe scenă și i-a tras un pumn. O palmă. Tip palmă. Da. Am înțeles până. Chris Rock se referise la tunsoarea zero a soției lui Will Smith, care are o boală de piele care produce căderea părului. Iată înregistrarea momentului. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Okay. Da, deci Chris Rock spune, asta a fost cea mai tare noapte din istoria televiziunilor. Din istoria televiziunii, spune. Da. Scriitorul, gazetarul, dar mai ales criticul de film, Cristian Tudor Popescu, este în direct cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! Bun, acum noi dezbatem aici în studio dacă e croșeu sau palmă, în fine, nu contează. Până una alta, momentul acestei lovituri eclipsează deocamdată tot. Pe rețelele sociale nu se mai vorbește decât de asta. Și avem, dacă, cel puțin eu fac așa, deci trag linie și adun. Și avem un negru bogat, care se duce și trage una în față altui negru bogat în public și nici nu vine poliția, nici nu e dat măcar afară din sală. Ce mesaj transmite acest moment? Ce înțelegeți dumneavoastră din el? Chiar acum, când am început să discut cu dumneavoastră, mă uitam la niște imagini din Rusia, în care un general, mă rog, nu ministrul apărării, dar un oficial militar rus, împărțea decorații unor soldați ruși în spital, răniți, stăteau aliniați la un perete, pe niște scaune, cu niște figuri împietrite, în vreme ce oficialul, după ce îi spusese unui rănit să se pună curând pe picioare, acestuia lipsindu-i un picior, un piet băiat a cărui figură pe patul de spital, cred că n-avea mai mult de 20 de ani, n-are mai mult de 20 de ani, nu pot să o descriu, o figură de om speriat și șocat, toți tăcuți, toți cu figuri împietrite, în vreme ce li se lipeau în piept niște medalii. Eu nu mă uit la spectacolul ăsta al premiilor Oscar de ani și ani, nici nu știu, cred că sunt 10 ani de când m-am uitat, pentru că oricum mi se părea o producție glasată, artificializată, ca o prăjitură din aceea cu glazură colorată făcută din chimicale. Ce să vezi acolo? Nu făceam decât să mă uit la lista, a doua zi la lista câștigătorilor, fără să mă uit la acest spectacol de în general stupid, plicticos, în care se făceau tot felul de glume forțate. Nu e prima dată ce am văzut acum la ce spuneați de Chris Rock și în care se expun tot felul de toalete care mai extravagante și care costă cât, eu știu, cât un aruncător
de grenade... Pot să vă întreb o secundă? Antitank. Vă rog? Sigur. Spectacolul este în mare măsură așa cum îl descrieți dumneavoastră, dar impactul lui este real. Mă uitam adineauri pe niște date dintre astea de audiență. Apelul președintelui Zelensky către comunitatea internațională, către oameni, să iasă în stradă și să demonstreze în sprijinul Ucrainei, are vreo 600.000 de vizualizări de când a fost lansat. Momentul acesta în care Will Smith îl lovește pe Chris Rock a făcut în doar o oră sau cât o fi trecut de atunci, mă rog, hai, două ore, peste 17 milioane de vizualizări și probabil că va continua să crească. Păi, ce spuneți, domnule Petreanu, tocmai a fost reprezentat un astfel de fenomen într-un film din cele nominalizate la Oscar, la cel mai bun film. Nu a luat nimic, din câte văd eu lista. Se numește Don't Look Up. Poate l-ați văzut. Eu l-am văzut. E unul dintre cele, mă rog, 3-4 filme pe care le-am văzut din lista de nominalizare. N-am văzut Coda, ăsta care a luat marele premiu. Acolo, în vreme ce un asteroid amenință să distrugă definitiv Pământul, și veștile care fac cele mai multe vizualizări sunt despre divorțul și reîmpăcarea a două vedetuțe cretine de TikTok. De o actriță de mâna a doua și un individ, un rapper, ceva, nici nu mai amintesc. Deci, ăsta este un fenomen care afectează întreaga lume de astăzi. Ar merita o discuție îndelungată despre așa ceva. Faptul cum evenimente reale, atroce, care pot să influențeze viața noastră în mod decisiv a tuturor oamenilor de pe planetă, nu contează în fața unor astfel de știri, nu? Bun, aici sunt două lucruri diferite. O dată interesul public, da? Doi este mesajul pe care niște coordonatori ai unui eveniment pot să-l dea. Pentru că aici aș vrea să vin la chestiunea mesajului nedifuzat, la celălalt moment despre care s-a vorbit în această ceremonie Oscar, momentul absenței discursului președintelui Zelensky, care a provocat oare controversă. Academia de Film americană a spus că nu vrea să politizeze, nu? Dar au premiat adesea filme cu mesaj politic. De ce această timiditate acum? Bun, și e cu observație, o contradicție cu ce spuneam eu acum, cu știrile mondene care sunt mai importante decât distrugerea planetei reală, știrile mondene fiind false prin definiție. Nu, mă întreb de ce... Iar dacă au un corespondent real. Nu, mă întrebam, adică înțeleg publicul că poate să aibă anumite gusturi, momentul e spectaculos, dar de ce s-au oferit organizatorii galei de acest moment? Adică trecem la altă problemă. Da. Bun. O abandonăm, deci, pe aceea cu prizarea știrilor mondene la nivel planetar atunci când este vorba de știri reale despre distrugerea eventuală a planetei, și trecem la un alt subiect pe care l-ați propus dumneavoastră acum, și anume absența discursului lui Volodymyr Zelensky. Da. De la acest spectacol. După părerea mea, nu avea ce să caute această adresare a lui Volodymyr Zelensky la Hollywood în acest spectacol. Nu avea ce să caute. Zelensky a forțat aici. Hollywood-ul este un spectacol de glamour, este un spectacol cu o puternică tentă politică. Premiera asta, Oscar, de ani și ani de zile, are niște tente politice și, să spunem, și sociale.
accentuate. Prin urmare, nu și avea locul și rostul. Și la urma urmei este vorba, aici este vorba de un spectacol, este vorba de entertainment. Eu înțeleg că este actor Volodymyr Zelensky. Dar ce să cauți cu un asemenea mesaj aici? Doar pentru că urmărești popularitate, urmărești ce, să fii și tu vedetă într-un asemenea spectacol, cum e gala premiilor Oscar? Nu era locul potrivit pentru așa ceva. S-a adresat parlamentelor, s-a adresat șefilor de state din lume, s-a adresat popoarelor planetei. De ce trebuia să se ducă la un spectacol de ăsta de revistă, cum este, sau, mă rog, un astfel de show? Mi se pare nepotrivit, ca să nu folosesc alt cuvânt. Și atunci exagerează Sean Penn, care a fost în Ucraina, a văzut, a documentat, amenință, că își topește. Da, știu, a făcut un documentar, îl face în continuare, s-a dus și... Da, exagerează, după părerea mea, Sean Penn. Nu, asta era acum prioritatea, să se adreseze Zelensky lumii acelea, pentru mine mai mult sau mai puțin falsă, de la... din noaptea Hollywoodului, din noaptea premiilor. Nu vorbesc în general de artă și de filmele mai mult sau mai puțin premiate, ci de acest spectacol. Deci, a forțat și Sean Penn. Pe de altă parte, însă, faptul că nu a fost acceptat discursul lui Zelensky să fie ținut acolo, înțeleg că n-a fost, da? N-a fost. Bun. Asta iarăși este o ipocrizie din partea ăstora organizatorilor. Pentru că motivul care ar fi? Dom'le, cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, am vrea să nu mai fim așa politizați. Și hai să nu ne politizăm acum cu discursul lui Zelensky. Păi ce mai poate fi interpretat ca nepolitizat din lista de premii de la Hollywood, după ce anul trecut am avut acea listă de procente. Ne amintim, nu, domnule Petreanu, cu cât anume trebuie printre cei premiați, printre producătorii, ba să merge până la sunetiștii, make-up art, ăsta... cum se numește asta, costume, machiaj, personal tehnic, acolo trebuie să fie, s-a dat un soi de îndreptar care urmează să intre în funcțiune cu putere de lege până în 2024, dacă mi-amintesc bine, prin care nu mai contează dacă ai făcut, în primul rând, dacă ai făcut o performanță remarcabilă din punct de vedere artistic, tehnic și a mai departe, ci dacă ești, faci parte dintr-o categorie mai mult sau mai puțin defavorizată, aleasă de către organizatori. Adică dacă ești, mă rog, homosexual, dacă ești, aparții unei categorii rasiale defavorizate, dacă ești o persoană cu dizabilități și a mai departe, atunci trebuie să ai o șansă în plus. Atât să fii distribuit în film, să primești o slujbă în producția unui film, cât și să iei premii. Și atunci mă întreb acum, de pildă, vezi ce fenomen pervers s-a creat acolo. De pildă, Will Smith a luat... Știți ce m-aș putea întreba? Cu îndreptățire aș putea să mă întreb. Oare această secvență Will Smith, Chris Rock, în care se ridică Will Smith și îl pleznește pe ăsta, nu a fost și ea o scenare? Aha. Da. Să știți că am mai putea să... Și stați puțin. Un minut mai avem. Era o paranteză. E important să termin ideea asta. A fost premiat, de pildă, actor în rol secundar, Troy Kotsur se numește, nu-l cunosc foarte bine, acum am auzit de el, dar a fost premiat, actorul este surd, din câte am înțeles.
A fost premiată de asemenea o latino, o actriță de origine latino, Ariana DeBose, care a luat premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar, în supporting role, nu e o bună traducere asta cu rol secundar. Will Smith a luat acest premiu, Will Smith fiind negru, cum spuneați. Și atunci eu nu am văzut performanțele lor. Dar pot să mă întreb, înainte de a vedea, oare au luat premiile astea pentru că au fost foarte buni sau au luat premiile pentru că au intrat la cotă? La cotă, cum era înainte de 89, să avem femei maghiari, germani și de alte naționalități în vă propun, da, distribuțiile din prezidiu, da, la Partidul Comunist. Vă propun să rămânem până una alta cu această întrebare sau în căutarea răspunsului la această întrebare. Domnule Popescu, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în această dimineață în Deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.